AgriTrade Summit, alături de noi este domnul director executiv Florian Ciolacu, Clubul Fermierilor Români. Domnule Ciolacu, ați avut și un speech ceva mai devreme susținut aici în fața audienței, însă ce înseamnă acest eveniment sau ce se vrea până la urmă să se întâmple după acest eveniment? Poate vă amintiți anul trecut, că la prima ediție a acestui eveniment, că menționam că el a rezultat cumva din suma discuțiilor, a ideilor, a întâlnirilor, a frământărilor pe care noi, Clubul Fermierilor Români, am avut cu unul din oamenii care lucrau și lucrează cu noi, Cezar Gheorghe, în ce privește stabilirea unui nou tip de parteneriat, de relație de lucru între fermieri, producătorii de cereale, și traderi, cei care ajută la valorificarea cerealelor. Ideea aia atunci a născut un eveniment care s-a transformat într-un proces. AgriTrade e un proces și e un proces parte a unui proces mai complex, un proces care se dorește a transforma agricultura românească și vorbim de o transformare care nu doar că va veni și ea către noi, adică suntem obligați să facem această transformare, ci trebuie să ne pregătim pentru că ea trebuie să, transformarea să se producă într-un timp foarte scurt. Ce înseamnă asta? AgriTrade este acum, prin prezența și diversitatea actorilor implicați, fie în zona de expoziție, fie în zona de vorbitori, fie în zona celor care împărtășesc în cadrul unui workshop pozițiile lor, AgriTrade a devenit mai mult decât imaginea parteneriatului sau relației de parteneriat între trader și fermier. A devenit un proces în care sunt puși împreună traderi, retaileri, bănci, broker de asigurare, instituții financiare non-bancare, firme tehnologice și din agribusiness. Clubul, făceam referire la ideea de unde a pornit acest proces, are o viziune pentru un proces transformator al României printr-un salt într-o perioadă de incertitudine. Tema prezentării mele astăzi a fost cum facem să folosim această situație de mare incertitudine în care ne aflăm, de mare dificultate prin efectele cumulate ale multicrizelor, pentru a face un salt transformator către o agricultură care are nevoie de un nou model la nivelul guvernului printr-o politică agricolă care e stabilită pe termen lung, 30 de ani, transpartinică, indiferent de ministru, de guvern, liniile alea directoare să fie menținute, de un nou model de relație între instituțiile actor în ecosistemul agriculturii, guvern, instituții financiare, fermieri, instituții care lucrează în domeniul tehnologiei, instituții care lucrează în domeniul agribusiness, retailer, și cum schimbăm modelul de fermier și de fermă, implicit. Și pentru asta ce am arătat a fost că viziunea noastră a fost să gândim că orice schimbare de model la nivelul agriculturii, ca să poți să faci saltul dinspre incertitudine către o țintă care se numește Agricultura 4.0, are nevoie în primul rând de oameni.